Haideți să nu începem de prima și așa cum s-a cu nervă, că nu e constructiv. Vestea cea mai bună pentru noi este că ieri am semnat actul adițional pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare a drumului comunal DC145. Mi s-au alocat toți banii pentru anul acesta. Am făcut comunicat deja firmei care au câștigat licitația că avem fondurile necesare și să aibă în vedere ca în programul lor de lucru să prindă și această lucrare să fie executată în perioada imediat următoare ca să nu ne prindă vremea rea punând asfalt. De asemenea, ne-au acordat și o sumă de bani pentru drumul din Fetești, dar nu pentru ca să finalizăm lucrările. Acolo avem promisiuni că o să ne mai aloce niște bani, încă de asta încă nu suntem siguri dacă vor rămâne banii ăștia care ne-au alocat ieri sau vor, ne vor mai aloca niște fonduri. Nu avem promisiuni că ne vor aloca fondurile în totalitate ca să finalizăm și această lucrare. Avem promisiuni că vor aloca fonduri substanțiale și aici, dar nu că vom finaliza lucrarea anul acesta. Promisiunea avem cel târziu pe anul viitor va fi finalizat. De asemenea, așa poate cum bine ați observat, în sfârșit au venit firma care au câștigat licitația la trotuare, au venit la treabă. Au să lucreze la început, chiar dacă inițial am spus să facă trotuarele, să înceapă de la podul Bahrui la deal, pe drumul comunal și apoi să vină aici în centru. Ei au spus să înceapă întâi aici, pentru că abia să organizează, să-i fie la centru, să aibă tot ce le trebuie, încă nu au oameni suficienți, așa mai departe. Am fost de acord să lucreze întâi în centru și apoi să meargă din partea cealaltă. La conducta de apă s-au făcut câteva mici extinderi și am mai primit conducte pentru extinderi la Fetești. Avem o bucată din conductă spre Nenea Ion, dar nu avem conductă dusă până acolo. În Scobinț, pe la Dorțul Zapan, pe ulița aceea, la fel nu este conductă. Și încă într-un loc. Și celelalte zone în Zagavia le-am terminat, inclusiv acolo la Zurbagiu. La Mujan, da? La Sticlăria suntem cu distribuția prin Ungureni. M-a trecut de Costache Petre astăzi. Daniel Heibu, de acolo. Daniel Heibu, de acolo. Au montat și vane și hidranți, mai sunt de montat două vane ca să poată să dea drumul la lucrare, adică la conductă. Chestiunea este că nu poate să dea drumul în totalitate până când nu terminăm noi cu distribuția, să ajungem spre Costic al Tocului. E maximal, să închidem inelul. Dar din discuțiile care au avut cu directorul astăzi, cred el că pe săptămâna viitoare o să poată începe oamenii să ducă, deja școala Sticlăria și-a făcut dosar, să ducă să depună pentru branșări. La iluminat public, cu omul care îl avem angajat, ați observat că, de exemplu, în Zagavia am făcut o stradă de la școală la Zagavia până la Ceucă. Tot așa am pus becul lângă bec, pe Părlita în Scobinț, până la biserica din Scobinț. Acum lucrează în Ungureni, la Sticlăria și undeva pe zona din Tincu Constantin. Încetul cu încet încercăm să apropiem până de sărbători toate, aproape toate străzile principale să fie iluminat un stradal bec lângă bec, adică stâlp lângă stâlp. Rău este că cei de la design proiect care ar fi trebuit să execute lucrările la funcțiunea de gaz metan au niște lucrări importante, spun ei, am verificat în Iași, unde trebuie să încaseze niște bani și tot ne amână. Ba pe 15 iulie, ba pe 15 august, amână au amânat
pe 15 septembrie, să fie Dumnezeu să fie pe 15 septembrie. Altfel, dacă vine frigul, e greu de întins comunitatea de gaz. Ei spun că în două săptămâni rezolvă toată. Urmă să vedem, dacă așa vă stai lucru. La centrul ăsta de zi au fost unele neconcordanțe între proiect și adică între proiectant, constructor și dirigent din șantier, s-au pus de comun acord. Săptămâna trecută au montat geamurile, parcă nu? Să nu pasă săptămâna aceea. Aici, practic, va avea de lucru mai mult de acum să facă izolația și în exterior, în interior. În exteriorul e aproape finalizat. Cam astea sunt lucrările și acțiunile care s-au efectuat pe Rata Comunei Slobinți de la ședința anterioară și până în prezent. La terenul de fotbal am dat în folosință, terenul de mini, de multifuncțional de sport. Numai că nu avem încă om pe el și nici nu știu cum o să procedăm. Deocamdată avem cheile lăsate la paznic, vin băieții, copiii, tineri care vor să joace, vin la paznic, e o cheie, sunt acolo. Au început să mai rupă din sârmă, mai din una, din alta, o să reparăm înapoi. Am avut discuții cu o firmă să montăm camere de luat vederi în zona școlii, dispensarul și a terenului și a străzii. Așteptăm să ne facă oferta și sperăm ca într-o lună zile maxim să le montăm, ca să avem cât de cât un alt fel de control. Dacă sunt camere de luat vederi, mai măcar vedem cine își bate joc. Sunt tineri cu minți, copii care vin și joacă frumos, dar sunt și din ăștia care... Asta este, nu suntem toți la fel. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc și noi, domnul primar. Pentru... Acum să trecem la proiectul de zi. De ce? Trei rapoartele, dacă îmi permite, domnul ședinte. De la Comisia Învățământ, Cultură, Sănătate, aveți raportul fiecare consilier, raportul Comisiei, care avizează prezentarea celor două rapoarte, respectiv cel de la Școala Scobinț cu școlile adiacente și cel de la Sticlăria. Aveți acolo și Comisia este de acord. Dacă vreți să citim, îl citim. Dacă nu, îl aveți la timp. Cine dorește să înscrie la cuvânt? Domnul președinte, dar tot am început, în care vreau să spun. Aveți să-mi dau sufletul până la cap. Spun. Rapoartele, deși concise, sunt concrete și cuprinzătoare. Adică ce a făcut școala, cum a pregătit-o școlile cu toate locațiile, din punct de vedere material, și în plus, școala de la Sticlăria are și încadrare pe care l-am rugat pe domnul director Stoica azi să spună. Școlile sunt pregătite. Am fost într-o mică trecere pe la ele. Arată bine, unul chiar spre foarte bine, spațiile, instalațiile sanitare, împrejurimile, sălile de clasă în mod deosebit. Mai sunt probleme inerente. De exemplu, școala în interior nu are apă, în interior nu are școala Sticlărie, dar nu din motivele directorului menet. Sunt diverse probleme și în altă parte, mai trebuie reparat filonele, garduri la nu știu ce, dar în general, eu vă spun și în comparație cu alte locații, școlile noastre arată bine și anul școlar poate să fie deschis în bune condiții. Aștept ceva în plus cu încadrarea de la dumneavoastră. La Sticlăria, mi-a spus doamna directoare, sunt ceva probleme cu limba franceză, a plecat într-o perioadă, și cu un învățător la Copinț 2, la Rebu.
Da, la Secretaria 2, da. Lucrurile pot fi remediate, sunt mulți pensionari, sunt mulți oameni cu calificare care pot suplini. La fel este ceva, am zis dumneavoastră, domnul Stoica, la, da, la, școala scurtă, la Zvarici, doi la Zvarici. Educatoare, dar se poate rezolva ușor. Da, mulțumesc, domnule președinte, sper să n-am arătat. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să înțeles și școala noastră arată foarte bine. Am fost la școală la Spovinț, să luau și probleme personale. Am văzut pregătirea școală pentru deschiderea anului școlar. Sala de festivități modernă. Se cunoaște preocuparea domnilor directori pentru bunul mers al copiilor. Ce mă bucură, în primul rând, pe nimeni bolului. Scrie clar, clar, nu avem datorii diversi furnizori. Deci, țineți cont și țineți minte, pentru că la fiecare ședință era analiza unității școlare, se solicitau sume pentru lemne de achitat, pentru materiale, pentru acum, mă bucur că văd scrie așa. Nu avem datorii la diversi furnizori. S-au preocupat după mare măsură la ambele, atât la școala gimnazială Spodinț, cât și la Stipendia, verificarea privind PSI a sobilor, a coșurilor de fum, aprovizionarea cu combustibil care este 100% și nu mai sunt achitate, adică vreau să vă spun. Asta înseamnă o preocupare deosebită, o muncă intensă din partea domnilor director, din partea colectivului de administrație de la școală și să fie sănătoși și fericitări pentru munca depusă acest an. Mulțumesc! Atât. Și un an. Mulțumesc, pot să nu spun și eu câteva cuvinte și aici privește pregătirea pentru anul nou școlar. În primul rând, vreau să-i felicit pe domn director că au intrat direct la subiect. Nu au scris aici bidinieri, vopseri, câte chiri au luat, nu știu, de oameni. Asta este un lucru excepțional de bun. Mai mult ca atât, cred că Raia Comunii, ca la ora actuală, să aibă pus poate lemne al locul lor, pregătire, exact cum o să vină iarna și luna viitoare, ei nu au probleme ce îi crește. Dar, mă refer la Stiblăria, domnul primar, dacă se poate să-i ajutăm, ca în cel mai scurt timp să tragă apa, să stii și acolo, să nu aibă probleme în ceea ce privește apa potabilă pentru copii și pentru tot ce trebuie, adică mai de la apă, pentru că doamna directoare să poate să rezolvă în câteva zile. Dacă nu s-a rezolvat, ar fi foarte bine să rezolve și cu apa și acolo, pentru că acolo da Dumnezeu și este apă și e păcat să nu fie apă. O problemă am zis domnul director și bineînțeles că o să-și aude și doamna directoare, să aveți în vedere în tot parcursul anului, adică măcar o dată până începe iarna și o dată când se disprămărează, făcând o activitate de asta, de a strânge hârtiile și punguțele pe drum și explica copiilor, ori părtiile lasă. Dar dacă îi luăm de la început copiii, de mici, și îi învățăm, nu-i bine să arunci hârtia, ai mâncat punguța, două, pune acolo în ghiozdănel și acum pui acasă la coș, așa mai departe, cu atâta, se păstrează, nu mai vedem toate drumurile pline cu punguți de pufuleți, de biscuiți și așa mai departe, toate restul este. În ce aici privește, cred că cu domnii preoți din fiecare sat, aveți ore de religii, iarăși și pe partea asta de religii, iar spus tot ce este pentru a ridica niște copii sănătoși cu activitate bună. Iar mai este un lucru și foarte bun tot în școli, mai ales acum la centru aici au făcut terenul ăsta de sport, să faci sport cât mai mult ca copiii să devină niște oameni sănătoși, ca cum erau înainte acum 50-60 de ani. Oamenii de la Ștefan cel Mare. Nu să fie niște critici, abia să meargă, adică să-i educăm cât mai bine
de a nu avea evenimente în comuna noastră. Cu cât copiii vor fi educați mai bine, cu atât, cu atât evenimentele vor fi mai puține. Mai mult ca atât și poliția să facă niște ore cu fiecare școală, cu fiecare clasă în parte, pentru trecerea, pe trecerea de pietoni. Pe unde trebuie să meargă copilul pe partea stângă, pe unde trebuie să vină, și așa mai departe învățați, dar să prevenim accidentele, să nu avem evenimente nedorite în comuna noastră. Dacă vă mulțumesc, să fiți sănătoși și să pregătiți copiii cât mai bine. Mulțumim și noi, domnul Dumnezeu. Mai este cineva ca și domnul Socu. Da, eu vreau să spun și eu că apreciez munca lui domnul director, că nu e ușor să aibă patru școli pe cap și s-au pregătit bine de școală. Și aici aș ci. Da, aici aș ci. Și aș mai spune și aș mai ruga eu pe domnul director. Ce ar putea face cu căminul cealul la Bădeni? Poate s-ar face măcar o sală de sport pentru copii, pe timp iarnă. Eu zic că ar fi bine, dar nu poate să facă sport. Și îți îi doresc tot așa să țineți, domn director, și spor și sănătos să fiți. Mulțumesc și noi, domnul Socu. Doamna Lidia Pintea. Da, s-au făcut eforturi pentru ca anul școlar să se deschidă în bune condiții. Este important că aproape 99% din cadrele didactice sunt calificate și că se găsește, deci combustibilul este asigurat pentru bun mers al școlii. Dar în perspectivă, într-o scădere destul de ridicată. La plecarea mea din școală, la școala Scobinu 2, erau 4 cadre didactice. Actualmente nu este decât o singură grupă, unde au rămas 12-13 copii. De a avut în vedere și școala Zagavia, unde actualmente sunt 88 de copii, deja clasa a întâia și grupa pregătitoare sunt la simultan, iar peste 4 ani, am vorbit cu cadrele didactice de acolo, vor rămâne 47 de copii. Deci mai cad încă 2 posturi. Nu știu ce să spun. Ar trebui, pentru că sunt plecați atâtea tineri, deci să știe în întreaga țară peste 4 milioane de oameni sunt plecați care lucrează în străinătate. Și copiilor, cam în jur de 300 de mii, sunt rămași fără părinți aici, din care 80 de mii rămași și fără tată și fără mamă. Aici sunt probleme destul de grave. Știe cineva ce se petrece în sufletele acestor copii care au rămas fără părinți? Ei au nevoie de educație, au nevoie de cineva care să-i povățuiască și mai ales au nevoie de iubirea părinților. O altă problemă este că peste 200 de tineri au fost olimpici. Și sper că și în continuare vor mai fi olimpici, dar ne punem întrebarea, oare câți vor rămâne aici acasă dacă ei nu sunt cotați la adevărata lor valoare? Aceștia, deci, au făcut eforturi deosebite ca să ajungă să fie olimpici. Mi-aș dori ca din acești tineri să rămână și aici acasă și să poată să lucreze acasă, nu în străinătate. Mulțumesc! Mulțumesc și noi, doamna Lidia. Am trecut și eu pe la o parte din școli, tot o săptămână și ceva, și am rămas surprins plăcut. Școlile s-au dat cu bar, s-a reparat mobilierul, deci copiii pot să înceapă anul școlar în condiții foarte bune. O întrebare aș avea pentru domnul director, dacă au toate școlile autorizații sanitare din punct de vedere sanitar. Poate mai schimb de gestul, că poate mai prea toate lucrurile sunt bune și frumoase. Eu văd și cealaltă parte, paharul mai simplu. Și aș începe cu să-mi exprim indignarea, până la urmă, cu doamna directoare de la Sfântăria, nici de data asta nu a fost să vină, decât tratează cu spitale, cu
un soi de aroganță acest consiliu local, dar asta e o altă. Eu, dacă ar fi venit, aș fi întrebat, aș fi întrebat-o, cel puțin când am început a citi acest raport, începem în felul următor. Școala gimnazială Zâmbrăre este o școală PJ. Nu știu eu. Ea știe, sigur, ce eu dau un majuscul acolo, PJ. Eu știu, aș fi întrebat, o să ne scrie și nouă celor care nu sunt în reasă la carelor didactice. Pe lângă, de când de aspectul acesta, am remarcat din raport, și nu numai din raport, cât și la locul unde școlile își desfășoară activitatea și multe probleme care adesea funcționale, care nu există, apă potabilă, care nu există în secolul 21. Cum îi educăm copilul? Când se duce la o toaletă, să se ducă la o toaletă model, să se spele pe mâncă când intră, când iese la toaletă. Deci lucrurile astea la copii nu se întâmplă. Văzând toate treburile și nevoia bănuiesc de bani, mi-am pus întrebare. Și acum, îl pun și domnul director Stoica, dacă vrea să-l spună. Știu că școlile, din comun, au anumite suprafețe de teren. Cum folosește veniturile sau care, și care sunt veniturile de la aceste terenuri și cum le folosește școlile din comuna Scobiești? Atât am avut de spus. Mulțumesc și aștept un răspuns complet la domnul director. Domnul Coșopeț? Nu mai trebuie să mai laud, că i-a s-a dat dumneavoastră, aș întreba dacă sunt copii care au abandonat școală și nu mai vin la școală, ca să fie, uite, venit prin lângă părinte, eu știu, să vină la școală, eu știu că la stăcării vă două cazuri care o zi, se duc, două, nu știu cum trebuie făcut, chemați părinții la primărie sau întâi stăm din vorbă cu ei ca să nu copii la școală, că e păcat. În rest, felicitări, școlile arată foarte bine, nu sunt probleme. Da, mulțumesc, domnul Gostor. Hai, înainte ești cineva, vreau să mai discutați? Hai, spune. Hai, aveți acea cântă la ochi. Am omis pe mână cuvântul, mă vedeam în Nazia Mătreanu, dacă la nivel de pozitivă, la nivel de educație, s-ar putea face deodată la câțiva copii care sunt năcărâți, care n-au creon, n-au caiete, n-au vânătăvare, 10 gândare făcute la vedea, dar cu ajutorul asistentelor sociale, dacă se poate o îngăsâne și poate să le putem lua la nivel de sate, din sate, Sicăria 3, 4, 5, la Scobies, la Bădel, la toate sate sunt copii, năcărâți, care nu au nici și eu un caiet și scrii tot prie, la fiecare oră, dacă scrie. Mai fi tot completat din vedere cu rechizitele sub guvernul. Vine anual, cam de tot, fiecare copil vine un pachet de rechizite consistent. Mai ales pentru cei care pun mai puțin mâna pe fixă. Problemele sociale, într-adevăr, vă susțin. Dar cred că sunt în mare parte rezolvate cu centrul ăsta de zi, care ajută mulți copii, mulți știu și din Scobiți și în altă parte, că se simt aici de 5 ori sau de mai multe ori decât acasă la ei, acest centru. Dar să aveam dreptul la două intermenți. Și să dau și ceva burse pentru cei care sunt cu probleme, care nu au un părinte, care au situații mai grea. Fiecare școală are un anumit număr de burse care se dau la copiii ăștia. Nu sunt așa de mari. Vă mulțumim. O să dăm cuvântul domnului director, dacă se întâmplă. Vă mulțumesc. În primul rând, vreau să răspund domnul Șabasaru. În legătură cu terenul, cu veniturile cu terenul, dar nu știu decât cu terenul. Noi nu avem terenul ca să... terenul agricol sau mai știu ce. La ce v-ați referit? Unii văzut că nu știu chiar voastră. La ce v-ați referit ca să... Școlile și bisericii din comuna Scobiți au o suprafață de 35 hectare de teren agricol. Nu știți? Nu.
Nu, școala Scobinț nu are teren agricol. Dar nu știu de la ce așa. Nu avem timp. Acum, dacă știți dumneavoastră, care vă rog să ne puneți în timpul. În legătură cu școlarizare, într-adevăr, școala Scobinț se raportează cu la sfârșitul anului școlar 2014-2015. Ne-a raportat cu trecerea școlarizați. Datorită situației părinților plecați în Italia, în Germania, i-au luat fără să ceară transferul, fără nimic. Fără la muncă, chiar și geleamă. Întâlnesc copilul în cuvropur, notariat, tot absolut, în Italia. Deci, într-adevăr, ne confruntăm cu asemenea cazuri, dar nu putem face nimic. Părinții sunt acei care decid. În legătură cu ASF-ul, deci cu autorizația sanitară de funcționare. Avem la toate școlile, mai puțin la Scobinț 2, Zvariciu, datorită lipsei de apă potabilă, este apă potabilă, dar școala se va desfința. Deci începem cu anul școlar 2016-2017, posibil să desfințez. Și de aceea nu s-a mai făcut niciun demers. Celelalte școli au... Da, au toate școlile, autorizația de la școală. A ajuns la școală și vreau să vă zic, dar nu mai trebuie să fie perspectivă. Deci ar trebui să investim niște bani fără rost acolo. Și poți de asta, pe timp de iarnă, să nu îngheți, să nu ne facem mai mult de lucru. În legătură cu ecologizarea, într-adevăr, foarte bine spuneați, noi facem, cam de două ori pe an, facem ecologizare la nivel de comună. Fiecare copil, fiecare clasă, în punct de clădire chintă, este repartizat pe străzi, pe sate și facem ecologizare. La fel cu sport. Facem sport în școală, mai ales avem și săptămâna școală altfel. Unii fac, de exemplu, competiții la nivel de comună. Sport contra droguri. Am ridicat rezultate, au fost o activitate deosebită. În anul școlar 2015-2016, majoritatea cadrului didactic, cum spunea și doamna directoare, fost directoare, cam 99% profesori calificați, în afară de ori de muzică, 3,5 ori de muzică la școala Scobinț și 3,5 la școala Bădeni. În rest, toți profesori sunt calificați cu grade didactice, cu vechime. Și chiar foarte multe cadre de taxi care fac naveta se bucură când au auzit, când vin la școala Scobinț, naveta se plătește. Deci noi avem cadre de naveta plătită la zi. Cam acestea sunt. Spuneți cu PJ, domnule, personalitate juridică. Personalitate juridică, de școală cu personalitate juridică, ceea ce înseamnă răspundire de toate fondurile, toate, spuneți. Cont în bancă, cu stampilă, contabil, cu... Și noi pe rază, am înțeles, pe rază comunii, pe rază comunii Scobinț, avem două școli. Cont cu personalitate juridică. Este vorba de școala Scobinț, care are alungate toate școlile de Zagavia, Bădeni, Scobinț 1, Fetești și Scobinț 2, și școala cu personalitate juridică Sticăria, care a arondat și Scobinț Sticăria, Grădinița și Sticăria 2. Da? Astea sunt pe jeu. Mulțumim, domnul director, dacă mai aveți vreo. Nu mi-ați răspuns. Sala. Urcăm în la Bădeni. Chiar astăzi vorbeam cu domnul primar, acolo vorba de un proiect, e vorba de o investiție foarte mare. Și o să vedem ce o să facem parcurs. Deci nu rămâne așa, nu o să rămâne așa. Într-adevăr, o sală de clasă, deci sau un spațiu pentru orele de educație fizică, e foarte binevenit. Școlile, cum am spus, cum ați văzut dumneavoastră și cum ați de altfel a spus, sunt bine pregătite și mâine, dacă ar fi dumneavoastră să deschidem porțile, copiii sunt bineveniți pentru a fi pregătiți. O să rugăm și domnul primar să mulțumesc. Așa, din mare, dacă e să vorbim de partea materială, școlile, într-adevăr, arată, hai să nu zic foarte bine, zic binișor. Sunt aprovizionate cu materiale NOS,
lucrurile în linie mare sunt ok. Față de ceea ce mi-aș dori eu, nu sunt mulțumit. Pentru că aș vrea ca școlile să arate poate cel mai bine, școala și biserica ar trebui să arate cel mai bine într-o comună, într-o sat. Dar, datorită faptului că ele au fost construite din ani cât de mult, nu au mai făcut, nu au mai avut niciun recap. Abia acum, domnul director, o omis să spună că pentru școala Scobinț 1, școala de centru și școala Sticăria, am întocmit studii de fezabilitate în vederea depunerii pe un program de finanțare ca să putem face recaul. Ideal ar fi ca într-o școală să fie toate sălile de clasă bine mobilate, toate ușile să fie noi, să arate bine, dacă se poate din material lemnos stratificat și așa mai departe. Să fie laboratoare, să avem grupurile sanitare incluse. Într-unele sunt, la grădinițe, la majoritatea grădinițelor sunt grupurile sanitare incluse sunt în interior, la altele încă nu sunt. La școala Sticăria, școala Sticăria 1 are aviz autorizații sanitară, pentru că are sursă de apă proprie. Școala Rediu nu are aviz și școala Zvarici. Școala Rediu v-am spus că o depus, adică o face o sală pentru ca să reacordeze la apă potabilă, inclusiv școala Sticăria. Și atunci o să fie altfel, dacă sunt raportate la apă potabilă. Erau singurile școli din Șizvariciu, din comună, unde nu am avut rețea de apă potabilă funcțională până acum. Acum avem, o să fie și ele reacordate. Eu sper ca pe viitor, pentru educație, atât la retribuția profesorilor, a celorlalți oameni implicați în procesul de învățământ, cât și la partea materială, să se aloce mai mulți bani ca aceste decalaje între societate și educație să fie din ce în ce mai mic. Vedeți că sunt deja majoritatea locuitorilor, au locuințe, au gospodării frumoase. Copiii sunt învațați într-un anumit standard. Pomenesc, doamna director, de deja la Zagavia o să fie clase mai puțini, pentru că copiii din ce în ce mai puțini. Zagavia, și datorită faptul că e lipit de orașul Hârlău, merg copiii la oraș. În primul și în primul rând, pentru că este stabilitate și cadrele didactice care au fost acolo, au fost titulari de ani de zile. Dar noi, în ultima perioadă, de vreo 5 ani, domnul director, avem titular în școlile noastre înainte și calificați. Înainte erau puține posturi calificate și titulare decât suplinitor. Și din cauza aceasta o parte din părinți se orientau să ducă copiii la școli, la Hârlău, chiar la Iași, care își permit și așa mai departe. E foarte bine dacă părintele își permite să ducă, să își educe copilul unde poate să creeze condiții să învețe din ce în ce mai bine, pentru că asta e investiția vieții a unei familii. Revin, eu sper ca pe viitor să se aloce mai mulți bani, atât la partea materială, ca să se poată face școlile să ajungă la un stand de
modernizare corespunzător zilelor noastre, cât și la retribuția profesorilor, la salariul profesorilor, ca și ei să fie motivați să facă meseria din plăcere și pentru bani mai mulți. Una peste alta, cred că față de anul trecut, avem un pas în față făcut, școlile arată mai bine, anul școlar poate să înceapă la orice oră, sunt unele mici, foarte mici sincope la angajări de la care se vor rezolva în perioada următoare și cred că putem începe anul școlar cu bio. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule primar. Am să-i răspund de nici într-un caz, domnul Ciubătaru, domnul soția mea, doamna director la Sticăria, nu sfidează Consiliul Local, a avut o problemă. M-a rugat pe mine să îi spun domnul director, dar reținându-mă domnul de la consultanță un pic, n-am avut timp să-i spun că a avut o problemă și să domnul director să o suplinească la prezent. Într-o viitoare ședință va fi prezent în cazul ședinței Consiliului Local. Dar nu e prima dată și nici a doua, nici a treia oară. Nu, e a doua oară. E a treia oară consecutivă. Nu, e a treia oară, a doua oară. Dacă numărați bine, și ar fi bine ca dumneavoastră. Vă rog, nu mai este și celălalt. În Consiliul Local să aveți o atitudine față de cadre didactice, măcar față de cadre didactice, mai calm, așa. La parte de la școli de doamnă comună, copiințe și cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, nu și... Împotrivă, domnul Sărbătă. Dacă vrea domnul Stoica să mai stea, să mai stea, dacă nu. Dar, domnul director, dacă... Noi vă mulțumim și vă urăm succes. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm la deschiderea anului școlar. Școlar de o precizare, domnul director. Da. Pentru orele de sport, profesori de sport, oricând să ia legătura cu domnul vice, ca pe orele de sport și alte școli, dacă se facă concursuri, pot să vină pe terenul de sport și să practice sport acolo, da? Da, organizați mulțumim! Organizați concursul, domnul director. Domnul consilier, o să trecem la punctul 2, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare. Proiectul s-a comisia administrativă. Vă rugăm să ne... Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a terenului de management integrat al deșeurilor din județul Iași. Dar comisia... Mi-i dat din favorabil? Vă rog să spuneți dezbatere și puterea aprobare. Eu mă gândesc cineva la cuvinte, domnul președinte. Da, domnul Șoban. Stufu ăsta al Dracului. Dar este și mare, area e mare a Dracului, cu multe obligații, cu multe. Și nu văd ce am putea face. Chiar dacă noi ne-am opune, ne-ar da afară. Și sunt mai nu știu ce. Eu zic să-l aprobăm. Domnul președinte, eu cum de spus să am și eu. Stufost mare, dar nu l-am. Nici stufost. Asta e mai greu. Nici habar nu. Dar nu l-ați avut la domn președinte, domnule. Domnul președinte, dar dacă stufost și mare, eu în două minute n-am timp să-l spun. Nu știu. Domnul Școdar, dar materialul s-a dat la toți consilieri. Poate de unitate, că ești primit de un secretar. Nu spune, că eu nu am fost, că n-am fost făcut ședința comisiei, deci eu am văzut. Că din potrivă l-am văzut pe domnul Turcană că facea singur. Nu avem cine să facă un raport. Păi da, nu avem ce. Dar așa ca să faci și motivii? Nu știu dacă ești dumneavoastră în măsură să dai explicații. Domnul secretar să dea explicații, de ce nu le-o dat. Adică, să nu ne mai certăm, cred că ar trebui să-l supunem aprobării. Da. Am și eu câteva cuvinte. Pentru că este un material stufos, ar trebui să-i dăm o importanță foarte mare. Pentru că acest material, care, noastră, dacă, care l-a studiat, aici se referă la multe puncte. Este câțiva ani de zile, dacă nu vor respecta ce scrie în acest material, va fi jale protecția medicii. Ce scrie, domnul?
Domnule, poți să primi atare o să-și calul să facă granjul, să studiez, deocamdată eu o am și m-am studiat. Eu, prin intermediul acestei televiziuni care se pregează aici, mulți cetățeni din comuna noastră se uită la acest ce discutăm aici, printre altele, i-aș ruga cu cei mai mari rugăminte a mea, și cred că tot Consiliul Local, să dispară odată apurii corși de fasole la pubelă, să dispară odată face curățenie la păstră și pune la pubelă, să dispară odată face curățenie la porci și pune la pubelă. Mai mult ca atâta mătură în curte, frunze, în loc să-i duc în grădină, să-mi dea foc acolo, umpli pubelele cu frunze, ca să facă, să facă metri cubi. Mulți dintre dumneaei, din dumnealor și dumneaei, nu știu cât costă o singură pubelă de a veni de la salubrizare, solicit. Cât costă, domnul Vici, dacă nu vă spuneați? 54 lei. 540.000 de lei. Ei, la aceia 540.000 de lei trebuie să fie 55 cetățeni a 50 de bani, care este cei mai mică valoare, cred că din județul Iași, care o plătesc din comuna Scobiță, și ei acolo pun orice, orice găsește, se umple bubeala cât mai repede. Mai sunt și magazinele, sunt superi domnule cu magazine, umplă bubelele cu cartoane. Cu 10 cartoane cutii de cele care aduc ei înghețat, ce aduc ei acolo, o umplut-o bubelă. În loc să o iei și să îi dea foc acolo sau să facă ceva cu dânsa. Adică să punem cât mai puțin gunoi la aceste pubele. Am văzut placme, am văzut perne, apreciam puțin la mine livada acolo de la Bărbărescu, dacă veniți și vedeți acolo în jur de un hectar, împrejurul acelor pubele, în numai haine de acolo cu lupturii câinii, placme, pături, orice, nu mai spun de mortăciuni, de păsări moarte, de câini morți, de mâți moarte, în loc să o îmbla din grădină, o duce la copilul și tot mirosul ceala, tot noi îl înghiță. Nu vreau să înțeleagă niciodată, nu mai spune de mașul la pădurilor, conduc saci întregi de restul menajerii, nu mai spune de părăi, că sunt plini părăile, dacă anul ăsta nu a plouat și va să vină o ploaie acum mai părențială, nici n-a alertul nici curge părăile, s-a înfundat părăile. Cum au cărat la Pâreu acolo. E sacul, că duce la Pâreu. E sacul, duce la Pâreu. Asta este un lucru foarte... Salubrizarea, eu mă gândesc că la nivel de comună este cea mai specială. Adică aici este sănătatea populației și a copiilor. Și a oricare din noi. Merg pe drum, merg cu părinții, îi dă punga cu pufuleți, termină pufulețe din pungă și de mână cu părinții, cioară în jos. Dar nu îi spune părinții respectiv. Păi de cioară în jos, pune-o acolo așa ea, ține-o până la duce-am la pungă, și da să mă, toate străzi respective, trebuie să vină domnul primar, cu domnul viceprimar, să strângă, pun mănuște pe mână, și să strângă întâi la copii. Nu e nimic, nici o măsură, nimic. Din câte ori se duce domnul viceprimar și ne ridică acolo, ei râd, iar că au venit. Dacă au ajuns să aducă și rezidurile care își fac construcții, și rezidul pun în sac, nu poți ridica un sac de geala, plin cu cărămidă, ciment, după rezidul, nu-i simt, așa mai departe. Este când eu mă gândesc că această de salubrizare, acest raport și acest articol este cel mai, aproape cel mai, special care trebuie luat în evidență, la nivel de comun. Ăsta este sănătatea comunii, frumusețea comunii, puteți să faci plăgi biserica și școala, cum spunea domnul primar, să fie cât mai frumoasă, să le vopsim în, îi spunem, cu aur. Dacă ai să vezi împrejurul lor numai hârtie și numai aruncă orice fel de deșeuri, nu o să nu mă arăt de frumos. E, nu ați spus, domnul primar, nici nu dau urmă la stadion acela acolo, nu? Eu două stămâni deja au început să lucrez. Sârmă, gardul, gata, parcă suntem buni. Da, vă mulțumesc că nu mai...
educație. Mulțumim și noi, domnul profesor, nu ne zădați. Mai e cineva la cuvânt? La ce? Să punem la vot proiectul din hotărâre. Împotrivă. Este pentru, am dat și pe aia. Păi, mă, că suntem de timpul ăla. Împotrivă, că suntem de timpul ăla. Trecem la următorul punct de lucru, proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului local. Da, în raport de se transferă 20.000 de lei la de la Cămin Cultură, de la Cultură, pentru achiziționarea de costume populare, care știți foarte bine, s-au dat comerț și nu acoperă suma din care a fost repartizată. Se transferă 5.100 sprijin social, pe care nu avem raport separat, am proiect separat din asta. Se transferă 1.100 lucrări, construcții, transport, pentru lichidarea sumii, adică sumii alocate pentru construcția terenului de sport, care și toate rectificările care au stat la bază, este hotărârea Consiliului Local 2, hotărârea Consiliului Local 4 din 18-a, legea 273, legea 196 din 2014. Vă rog, analizați și să până la vorba. Da, mulțumim, domnul Misiceu. Vă rog, față de materialul pe care l-ați prezentat, între timp, ne-am gândit că aici, în zona centrală, unde vin trotuarele, pe partea cealaltă, partea cu școala și dispensarul, începând de la dispensar și până la intersecție, să facem un iluminat stradal cu lampadare. Și atunci ar trebui să rectificăm bugetul, să primim o sumă aproximativă, că asta va putea ieși din deviz și după aceea cine o să licitează sau o să fie selecție de oferte, va stabili suma exactă. Dar acum am vorbit cu domnul contabil și astăzi, că astăzi a venit inginerul care ne-a sfătuit, am consultat cu el și vă propunem față de ceea ce aveți acolo să aprobați și să luăm 25.000 de lei, adică 250.000 de lei vechi de la energie, că a făcut economii, avem bani acolo, nu avem, să trecem la investiții, tot la energie, nu de la cheltuieli materiale, la investiții. Și 50.000.000 de lei vechi de la sala lubritate. Deci, și acolo. Deci, în total, să alocăm la investiții, la energie, 300.000.000 și mai avem aproximativ 100.000.000 dinainte. Vrem ca să facem asta aici, după aceea, dacă o să ajung banii, vrem să facem iluminat public de la Țăl Ozoreanu și până în intersecție, în zona Căminului Cultural. Sunt câteva minute, s-am trecut și eu, și cam întuneric, mai ales când este nuntă și aici nu o să vină cu lampioane, cu pe asta, cu lampadare, cum sunt ele. Aici o să vină cu iluminat normal. Dar aici așa avem de gând să facem, dacă tot facem investiția asta cu trotuar, da, și avem... Da, să acum că capul de vin băgate pe dedesubt. Pe dedesubt, dar o să în zona aceea, deci înainte de a pune exact, pavel. Exact, nu? Exact. De asta am venit acum. Da. Ce înseamnă? Păi, da. Am două părți. Și cunoaște ce încet în locul. Lampadare facem numai pe o singură parte. Trotuare, vom face camere pe ăsta. La întâi facem trotuare, trotuare și după aceea să ducă... Total 30.000, da? Total 30.000, da. Ei nu m-a apucat să vă spun, pentru că după ce vă dat materialul. Nu ar fi mai eficient. E bun, putem pune și panouri, să fie dublu alimentate, să fie și din energie solară
și din energie convenționale. Da. Să punem la vot în proiectul de hotărâre. Cine este pentru? O abținere din cauza că nu am avut materialul în timp util. Mergem la următorul punct de lucru. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar veteranilor de război. Proiectul se află în Comisia Economică. La mulți materiale și de astfel, la Comisia Economică, sprijin social veteranilor de război. Membrii Comisiei Economice a fost de acord cu suma de 5.000 lei au sprijin social veteranilor de război, a celor care au luptat pentru pământul și dreptatea terenului și pavieții care au demorat de război. Și a fost de acord cu principiul. Așa mai sunt puțin pe acestea. Ce-ți faceți? Este anul veteranilor. Poți să vă informez că este anul veteranilor, anul care mai sunt în viață. De anul meu să ne fie vorba. Așa că o întrebare și pentru domnul. Da, domnul, și vă doamnă. Care este suma pe fiecare veteran în care suntem aprobând? Deci, o să mai întrebăm. Duminica trecută, împreună cu Centrul Militar Județean Iași și cu reprezentantul veteranilor de război, am întrunit la veteranul veteranilor, cum mi-am spus noi, la Nenea la Moș Vasile Cojofreț, la Stipăria, cu ocazia împlinirii vârstei de 101 ani, am adus și o parte din veteranii din război, din comună, care mai sunt și care au putut să fie transportați. Mai sunt din nefericire dintre ei, care nu mai pot să fie transportați. Și cu această ocazie i-am sărbătorit, le-am oferit diplome de merit și de onoare și câte un mic premiu. La Lumoș Vasile, compilit 101 ani, am acordat 10 milioane de lei vechi, veteranilor de război care au participat efectiv pe front, câte 5 milioane de lei vechi, veteranilor de război care n-au participat pe front, câte 2 milioane de lei vechi. În total sunt 58, să nu știu, 58 de milioane de lei vechi. Puteam foarte bine să nu venim prin Consiliul Local, că fiind ordonator principal de credite, avem capitol prin care putem face această treabă. Dar e mai bine să fieți și dumneavoastră informați, să fie și hotărârile din Consiliu și atunci de asta am venit cu ea în ședința dumneavoastră. Acum știți ce sumă am alocat cu ei și cu ea am alocat. Știam că deja ați dat bani, deși întâi ați dat bani și după care trebuia să facem ședință extraordinară, pentru că aveam posibilitatea legală, îmi oferă legea să facem, dar am spus să fie mai bine așa. A fost un eveniment deosebit, emoționant. Supunem la vot, domnule consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Toată lumea este pentru, nu este nicio acție, nici nu are. Da. Vă mulțumim, așa? Continuăm următorul proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Da. Proiectul este la Comisia Administrativă. Da. Proiectul hotărâre privind aprobarea modificărilor la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Dar comisia l-a vizat favorabil, vă rog să vă scrieți la discuție. Dacă avem discuție, să nu vreți să se înscrie. Și eu. Poți și cu ea. A, delegare gestiune? Da. E cu arsaci, să spun. Da, de cât urmează discuta de la discuție. Și așa, aceeași problemă de aici. Da. În ce constă modificarea? Așa întreba. Eu, pentru că n-am avut documente, n-am avut surse de informare și întrebați. În ce constă modificarea? Cine a făcut referatul? Eu uitați la referatul ăsta. Mi-a
Nota de fundamentare trebuie face primarul, bineînțeles. Da. Consilia juridic plusul raportul? Raportul juridic, dar trebuie să fie o referat în spate. Cine a făcut o secretar materialul ăsta? Doamna Șoapcă. Domnul Sorin. Deci, de câte ori intervine la nivel județean câte o modificare, automat ei cer modificarea prin hotărârea la fiecare localitate care este membru a acestei asociații. Probabil, ori a venit cineva, vreo comună, ceva, trebuie să scrie acolo, dacă nu mă uit. Dacă vreți, îl citesc proiectul, dar e ca să fie totul. A, proiectul, da, dacă citiți tot materialul jale. Citiți proiectul, dacă nu e... Da, citiți proiectul și nu vreau să spuneți proiectul. Având în vedere nota de fundamentare... Nu, 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 hotărâre. Aprobarea modificării contractului de legare a gestiunii serviciului alimentare cu apă canalizare încheiat între Arsacit și SCA Pabitale sa Iași, conform actului adițional numărul 15. Articolul 2. Acordarea de mandat special Asociației Regionale Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacit cu sediul Iași, strada așa, așa, înscrisă în legiul așa, de la grefa judecătoriei cu numărul 7A24 din 24.1.2008, a cărei membru este Comuna Scobinț, să semneze prin reprezentantul său legal președintele asociației numele și pentru și pe seama Comunei Scobinț, actul adițional numărul 15, la contractul de delegare a gestiunii servicii de alimentare, apă și de canalizare. Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacit și SCA Pavital S.A. Iași, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederea prezentei hotărâri. Da, probabil deci, actul adițional scrie da. Ce modificare este acolo. Ce am dat în spate toate documentațiile? Da, este toată documentația de acum, să vă explic că am avut o întâlnire pe tema asta, oarecum. Suntem o câteva comune care am depus o documentație. Există o oportunitate negociată între Comisia Europeană și Guvernul României prin care proiectele desfășurate pe raza UAT-urilor din toată țara pe linii de apă canal care au avut surse de finanțare alta decât fonduri europene, adică sursă guvernamentală, sursă județeană, sursă locală, pot face și depun proiect să obțină banii de la Comisia Europeană înapoi. Și din banii aceia, cum e cazul comunii noastre, de exemplu, banii au fost dați pe ordonanța 7, OG 7 și au canalizare. Au fost dați aproape în totalitate de către guvern. Fiind dați de către guvern, banii se întorc 75% la guvern și 25% ne-ar rămâne nouă. Eu astăzi am discutat cu consultantul și urmează cât de repede să merg să semnez cererea de finanțare. Deci, undeva suntem în linie dreaptă pentru asta. Și am avut o întâlnire la prefectură cu noi, cei care suntem potențial beneficiari al acestei înțelegeri de Comisia Europeană și Guvernul României și cu doi subsecretari de stat. Unul din Ministerul Mediului și unul de la Secretariatul General al Guvernului, parcă. Și când au început, printre noi erau și primari care vreau să iei la întrebări pe ăștia de la Apa Vital. De ce nu au făcut? Și eu, de exemplu, de ce mai stăm cu sticlăria de atâta timp și nu ne terminăm odată lucrarea ce? Păi de ce vreau școala? Și înainte de a începe treaba, ăștia doi au început să-i laude pe director să zică e cea mai performantă companie, regie autonomă, fost regie, societate comercială, din toată țara. Sunt cei mai buni manageri. Și cum să te mai iei? Eu trebuie pe lui. O închis gâna la tăți. Asta este. Așa că... Și ce mai spun? Probabil. Nu, nu știu dacă e cea mai scumpă. Probabil o fi și cea mai scumpă. Dar v-am spus și o spus ei. Și nu am fost singur acolo. Puteți să verificați. Vedeți că așa s-a rupt. Eu pot să zic că sunt cei mai măsură, sunt cei mai buni, au atras cei mai multe fonduri europene. E cea mai performantă regie din țară. Ce trebuie să-i faci? Nu e tată, nu e închis riscul. Te poți să mai pleci de supunem la vot proiectul de hotărâre a gestiunii modificării de serviciul public de alimentare.
sanitare cu apă și canalizare. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. O abținere, domnule. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea accesării și instrumentării proiectului modernizare drumuri locale. Da, da, proiectul este tot la Comisia Administrativă, dar după cum s-a luat act de documentația care stă în spatele proiectului de hotărâre și este avizat favorabil, mai ales că este vorba despre drumurile comunale și asta, e un lucru foarte bun, vă rog să supuneți la vot. Supunem la vot. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abține. O abține. Da? Drumurile care trebuie să modernizate pe proiect care îl vom depune pe program de finanțare. Da, și cum am noi depus. Îmi exprim indignare. Toate documentele astea nu ajung și la tine. Documentația... Au o problemă? Pot să vă răspund? Secretarul? Documentația a ajuns astăzi și eu am fost sunat și am zis ca să nu mai vinem să întârzi încă două săptămâni sau un lucru. Nu se poate întâmpla câteodată, dar e regulat lucrurile de mine. Eu nu am, nu pot să mai dau circunstanțe atenuate la... La asta puteți să dați că o înțeles că o venit astăzi, materialul. Poate de materialul venit astăzi. Dar la celălalt, da, dar trebuie să fie. De exemplu, nu le-ați dat materialul dinainte de un secretar care a fost... Celălalt proiect, în afară de asta trei. Domnul președinte comisiei, are vreo legătură mapa lui cu mapa mea? Dar nu-i mapa lui, mapa comisiei pe care ați semnat, ne-ați studiat. Mapa președinte. Și care trebuia să fie prezent două zile la ședință. N-ați fost nici o zi. Vă rog să nu mai puneți prezent, domnul președinte. Da, sigur. Adică nu mă întâlnesc, domnule. Întotdeauna. Consiliul local. Și mă adinez. Întotdeauna. Deci vă rog să luați măsuri și să nu-i mai puneți prezent. Am semnat proiectul de ordine. Și care e problema? Mai avem un proiect în secretare și... Deci la divers. Nu, aveți un proiect președinte. Să facă convocări de conform legii și eu o să... Atât. Hotărârea asta care... Asta e un fel de trafic de influență. Da, mai avem, domnul consilier, Consiliul Local al Comunii Scobin, județul Iași, având în vedere propunerile făcute de consilierii locali și votul exprimat în majoritatea membrilor Consiliului Local Scobin, în ședința din data de 1. Ceri, domnule, să facă propuneri și după aceea. Propuneri pentru nouă președinte de ședință pentru trimestrul 4-2015. Deci să punem la vot... Faceți propuneri întâi. Următorul trimestru, alegi un președinte. Cine nu a fost? Cine nu a fost? Cine nu a fost? Ce nu a fost? Nu a fost? Nu a fost? Toți consilierii, eu aceeași. Să arăte. Ce a fost? Domn Vici. Domn Vici. Domn Vici al proiectului. Cine este pentru că nu, dar are multe. Lăsați-vă, domnule. 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 Am fost toți. O să facem o propunere. O luăm de la capăt și o punem în președinte ședințe în următoarele 3 luni, domnul președinte Cioban Ligel. Domnul președinte din partid. Cine este pentru? După aceea urmează. Domnul secretar, deci rămâne pentru trimestrul 4, domnul Cioban. Ca președinte. La licitare. Intrebuie să ne agrezi. Domnul secretar, aveți... La licitare, ședințul tematică, nu? Nu aveți o hârtie de prezentare. La licitare, ședințul tematică. Nu, dar prezentai și după aia.
Facem diverse lucrări și după aceea ce aveți pe acolo, nu ați de unde. Dacă nu sunt pe jos, dai diverse și după aceea ce mai. Dar nu sunt la diverse, da. Adică de asta am.